Comedie. Adică eu vă mințesc? Mă jigniți. Tu ne jignești pe noi, mă, profund. Mă, cum să devină mârlanul mare în mafie? Adică cum să-l introducem în mafie? Ce e ăla, mă, cârtiță? Exact, mă, dar ce are, mă? Mă, asta e și ideea, mă, să infiltrăm pe unul pe care nu-l bănuie nimeni, mă. Așa? Păi așa, mă, păi cârtiță e mititică, ăsta e dita elefant. Gata, gă, liniștește-te, Bobonesc, că de-aici preiau eu. Nu, mai colegoțule, mă, prietene, mă, ghiorețele, bă, ghiorete, bă, noi ne infiltrăm, mă. Dar ăla-i proastă în gură. Și dacă-l prima fioții lichidează cât ai zice pește. Noi trebuie să găsim o metodă mai subtilă, mai delicată, mai... Ce mai subtilă, mai delicată, mai... Îl amenințăm și-l băgăm direct în treaba, băgăla și măsa, măia ta. Nu, greșit, foarte greșit. Îl lăsăm pe el în treaba lui. Noi îl urmărim, haț, vedem unde se duce... Și el o să ne ducă exact unde trebuie. Înțelegi? A? Este că sunt genial. Celebrul comisar Mateescu este as în elaborarea strategiilor senzaționale. Atingeți-mă. Atingeți-mă, mă, n-auziți? Ce faci, mă, Poponesc? Uite-mă, ce... Ce-ai făcut, chiarete? Păi ne-ai ordonat prea să te atingem? Păi da, mă, dar cu blândețe. A, cu blândețe. Păi da, păi vedeți, așa. Atinge-l, mă, cu blândețe. Așa sunt eu blând, vrei, eu pot să fiu fiară, vrei să mă vezi fiară? Nu! Păi atunci, măi, hai să revenim, că una și una face două. E el tântălău, prostălău, mutalău, e tot ce vrei, dar macara îi spraveghează pe ea și mai ne dă și nouă pe goarnă ce mai face ea. Ciorete, dacă nu te bagi, nu te băga. Lasă-mă pe mine să mă ocup personal. Și uite așa, o să iau cea mai mare primă din istoria poliției române. Primă care era predestinată celebrului, mirobolantului, superbului comisar Mateescu. Atingeți-mă. Nu, stați, mă, liște, că mă ating singur. Mamă, ce fin sunt. Te deschide-mă o dată, că o fi vreun coleg de-al tău, că numai ăla umblă ca lilia cu noaptea. Tu ai surzit, deschide! Tu deschid nici dacă mă plătești la ora asta, poate să fie și mașcați. Și colegii mei mai subține cu ei, că dacă era mă suna, ei nu bate-n porți ca la sediu, da? Dar o fi cineva care are urgență, mă, vreun vecin atacat de hoț sau vreun cetățean, du-te! Păcătă și măta de putoare, că nimic faci în casa asta, totul pe mine. Pardon, m-am piedicat. De ce? Haide. Extraordinar. Buzatu? E copil. Copil viu. Am văzut doar un spate de muiere care fugea în ceață ca măgarul. L-a lăsat la poarta, ce cred? Păi și tu ce te sperii, mă, așa, că o fi vreun copil din flori pe care l-ai făcut tu când te-ai dus tu în misiunile tale? Și acum mândrații l-a dus că nu mai are bani cu ce să-l crească. Dacă-ți trag una peste botul ăla... Că eu nu m-am dat nici în stânga, nici în dreapta, că m-am despărțit de șofica. Dacă eu sunt demn, nu mă arunc așa, ca bou. Și atunci ce e, mă, cu copilul, că doar nu l-a adus barza? Este un caz care trebuie cercetat. E părăsire de copil. Măsa trebuie să fie pace pe-n preajmă.
Dacă n-are mașină de aia de fițe, o prind imediat. M-am schimbat și am prins-o. Băgau și măsă. Ce frumos! Doamne! Oreț! Bovo! Bovoleț! Să trăiți! Pregătiți raportul despre perioada serviciului meu. S-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic! Stai, Ursule! Calma, că sunt eu, celebru comisar Matescu. Ce face șeful pe aici în toiul nopții? Eu de ce e târziu, e de ce m-ați trezit? De ce te-am trezit? Da. Pentru că vreau să iau prima, Poponețule, de-aia. Înțelegi? Mă duc la vilă să-l filez pe Mârlanu, să văd unde se duce, cu cine vorbește. Păi bine, și ce căutați la secție? De ce nu v-ați dus direct la vilă? Pentru că vreau să treci misiunea în raport, înțelegi? Vreau să fac totul ca la carte, că interlopii ăștia mari au armată de avocați și puternici. Hai, hai, trecem-mă repede. Asta și vă trec eu acum, registru, n-aveți treabă, dați-mi drumul. Visăm așa frumos. Scuză-mă, Poponeț, hai, somn ușor, trecem-mă și somn ușor. Să vor la treabă. Eu te bă, n-am nici pic seara, bă, deci dimineață să face treaba și puțin. Uite, ia păturica mea norocoasă, nu mai taci odată din gură. Hai, Nani, Nani, copile, taci că mor. Nani, Nani. Bă, ce-i simfonia asta? Și mai ce fația? Ce rândești, pătura, uscăchiți ca o coțofană? Da, Mârlane, uite, mă gândeam să-mi fac o formație și să cânt la nunți, botezuri, cununii, mormântări. Și acum îndrăgeam vocea. Da, păi vreau și eu să mă bag la chestiile astea, că am auzit că e băroase tare, ne umple de bada. Mai repetă o leacă, că ești ca răgușită și la cum ragi s-ar putea mortul să scoare pe catafalc, să o rupă la fugă când te aude. Da, Mârlane, uite, am aici în coșuleț niște instrumente, alegeți unul și cântă la el. Zic, hai, ce, de unde-i vine, mă? Cine, mă, eu? Nu, tu ăsta, bufuzerea asta, ia uite. Și gălăgia asta, mă, ce aveți, vă certați iar pe mâncare? Ce mâncare, mă, asta e mâncare, e, cât e... E fie, ești pietrașiat, că n-ajunge nici de-o porție, să împărți, n-ajunge nici pe o masă, mă gândesc să facem un gătim întreg, că dacă îl băgăm la rotisoră, îl dăm cu bani, mai curge grăsimea din el și ajunge pentru mai mulți. Mârlane, ăla e un copil? Nu, dragă, așa am eu burta mai mare. Încetează prostire și dă-l încoace, că sigur e mor de foame, of, Doamne. Tu deși ia niște mâncare. Gata, păi nu mă duc eu să ia. Ia, uite, mă trebuie după mâncare și tu îi dai să sugă. Tu te și taci. Aolo, dacă știam că dai bani la sân în loc de lapte. Du-te și ia mâncare acum. E o prost, că n-am văzut fabrica de bani mai devreme. Auzi? E stricată mâncarea sau n-ai făcut duș? Oh, ce bine! Prostă, doamne, pe birou! Eu am visat așa frumos. Mă, dar ce cu Chiorete de întârzie? Că el era primul întotdeauna la muncă. Ah, ce-mi place! Oh. E doar de vreo sancțiune și o să o ia. Sigur o să o ia. O să ia cu drag, o să o dea Matescu. Matescu e plecat pe teren de la 4 dimineața când o veni. Alarmă! Coz roșu! Săriți! E belea mare! E groasă! E groasă! Și ai mai căpian, mă, așa de dimineață, țip, nici nu ne-am băut cafea. Eu am muncit toată noaptea pe birou și tu țipe și ai văzut capra în boschet, ce? Bă, dacă e groasă, mă bag și eu. Stați mereu, că nu înțelegeți. La vila a venit barza. Ce barză, mă, Chiorete, nu vezi că e iară mai puțin și vine Crăciunul? Barză, cioară, ce dragi de amiază era că nu știu. M-a ținut pe scârba aia de măsa care a lăsat copilașul la noi, la vilă, la ușa acolo, bă. Până tot Bucureștiul m-a chinuit, m-am zvârcolit, m-am... Și la ieșirea pe autostradă, am pierdut-o, bă. Da, da, nu mai are scăpare. Auzi, ia încalță-te tu frumușesc cu pantoful ăla, îți face noi o plimbare ușor așa până la Teot. Și ne și liniștim pe drum. Ce te obă să execule? Tu ne-a auzit că una a lăsat copilașul noi la noi la vilă? Da? Da.
Da! Da, deci asta e exact ce zic. Să mergem ușor către Teo, să-i povestim și ei, că ea sigur are tot felul de soluții la problemele astea. Da? Chiar că e groasă rău. Bă, dar ce e groasă? Vreau să știu și eu și cât e de groasă. Ia, s-a dormit, s-a liniștit. Hai mă, nu mai venea odată, dar unde ai fost să cumperi la Pitești? Ce vorbești? Am luat mâncare pentru toată săptămâna. Ia uite, cărnăciori, am luat pâine pentru tine că-ți place mult, am luat parizer, am luat semințe, am luat chipsuri. Ești nebun, cum să dăm la copilului cărnați și semințe? Că nu poate să mănânce, n-are dinți. Ba, pardon, n-ai specificat pentru cine să iau mâncare, de unde să știu eu ce vrei? Idiot! Varvară! Varvară! Mai ce că trezești copilul? Auzi, stai, du-te, faci mie niște cărnați, faci două ouă, fă niște jumări acolo, o omletă, ceva, ca sub ăsta de mine mi-a tras și mădu, vă auzi? Hai mai repede, mișcă-te! A, dracu, ce mușcă! Auzi, mă? Mai leagă-nă și tu, că am obosit. Mă duc să... Mă întorc și legă toți ăla până atunci. Păi mănânc și mă duc până alimentați, mi-au niște cărnați, că nu cred că mi-ajunge. Ce faci, mă? Iar ai început cu obsesiile? Păi să iau niște bani de cărnați, că eu nu mai am. Păi nu-i banii noștri, banii casei. Ce banii casei, mă? Așa-s banii mei pentru copil. Pe... Care copil, făcă de dimineață, că m-am trezit, n-aveai copil. Hasane, știi ceva? Nu știu, că aveam telefonul închis. Poftim, de unde și până unde? Grațielo, ce faci mai acolo? Fac tehnici de camuflat, șeful. Că de la o vreme m-am cam îngrășat și nu mai sunt flexibilă. Da, cu tine ce-i halul ăsta că zici că ai căzut de pe pod? Nu e nimic, ce să fie. Am fost azi noapte la vilă să-l pândesc pe bărlanul să nu plece de acasă. Și te-a bătut? Băi, ăsta e ultra și trebuie să semnalăm mai departe. Lasă semnala tu, că nu e nimic important, sunt niște cucuie, mă descurc, nu mor. Cum adică, șeful? Ai ajuns să te bată pârnăiașii? Nu, no, eu anunț la centru. Stai, mă, Grațielo, stai, că numărul ăla nu m-a agresat. Au fost niște copii care m-au văzut. Mai rău, ai ajuns să te bată copii? Dar nu orice copii. Ăștia sunt niște copii de barosan, de oameni cu bani gata. Și cum au ajuns să te bată copiii de barosan? Păi eu sunt vinovat, să știi că eu sunt vinovat, că m-am legat de ei. Dar nu e nicio problemă, e mai bine să nu afle părinții lor, că cine știe ce probleme mai am pe urmă. Ok, dacă asta vrei, hai vino să semnez niște acte, că mai sunt de semnat. Păi hai să le semnez, că pe urmă mă duc din nou la vilă. Că copiii ăia pleacă la școală și rămân singur pe teritoriu. Pe celebrul comisar Matescu nu-l intimidează nimeni niciodată. Da, decât ia celebrul comisar Matescu Miropolantu. Trebuia doar să semnez, mă. Păi asta am făcut. Bla, bla, bla și cu Kama Sutra asta. Bă, ăștia sunt în urmă cum să fie 68 de poziții, că numai eu știu 69. Așa nu am auzit de poziții astea. Mai bine scriam eu articolul ăsta, că ăștia sunt praf. Stai, Kama, Teo, avem un caz grav aici. Teoretic este un pic nervos. Ia spune și nu, Teo, ce... Dar cine e cazul, Chiorene? Spune și... Ce mi-ai spus și mie? Cot 69, alarmă! E groasă, e intervenție, am dat-o pe la mare! E durere mare! Știam eu că sunt 69 de aici, nu sunt nebună! Bă, ce înseamnă ăștia cu articoli, niște idioți? Stai, mă, unde pun? Auzi și tu la Chiorete că... La vila a venit Barza! Ce glume are! Barza, care nu poate să vină acum, că acum s-a apropie Crăciunul, acum vine moșul, vin renii, vin alte animale. Dar nu mă să zică, ia. La noi la poarta a ciocănit cineva, poc, 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 poc. M-am dus, am deschis, când dintr-o dată văd un coșuleț, m-a plecat, nu mai era nimeni. Ce se întâmplă, ce se întâmplă? Mi-am dat seama, e alertă de gradul 69, m-am dus, am anunțat și la secție.
Vine Crăciunul! L-a dus moșul! L-a dus moșul! Moșul! Auzi, spune una alta, ia-te o pastilă din aia să te liniștești! Ține, ține tu mâna așa! Hai și mai explică-mi o dată, hai! Ușor. La noi, la vila, a apărut un copilaș! Ia-i așa! Și acum stai, stai pe fotoliu un pic, așa, dă-l mă pe fotoliu! Așa, încet, așa, ok! Și acum explică-mi o dată! Hai, să te aud! La noi, la vila... A apărut un copilaș într-un coșuleț. Dacă mă temi, mă! Deci, stai cum era aia. Sus. Ce faci așa? Tu, Teodora? Tu te știi că sunt 62 de poziții? A, cam asută, da, așa am citit. Da, domnule, am notat. A dispărut un copil. Ce înălțime are? 70 de centimetri, perfect. Cum era îmbrăcat? Hai, domnule, faceți mișto de mine cu să fie în pielea goală și cu căciuliță pe cap. A, în scutec și cu căciuliță pe cap, am înțeles. Și ce vârstă are? Ai un jumate? Păi și cum a dispărut? Gata, gata, domnule, nu mai vă certați că o să-l găsim. Facem tot ce putem și vi-l găsim. Să trăiți. Grațiela! Grație! Da, șeful! Am adus apele la semnat. Hai, lasă-le că le semnez mai târziu. Fii atent, aveam un caz total ieșit din comun. S-a pierdut un copil de 3 luni jumătate, îmbrăcat în scutece și cu căciuliță pe cap. E groasă. Hai, șeful, nu începe și tu acum. Eu nu sunt bună la jocul ăsta. Ce groasă, vreau să văd și eu. Cazul se îngroașe, Grațielo. Cazul. Și apropo, are 70 de centimetri. Așa de mare e, șeful? Vorbești serios? Mare! La 70 de centimetri e mic, Grațielo. Era bine dacă era mai mare, că îl găseam mai repede. Hai, fugi, că trebuie să plec la vila ca să-mi exercit îndatoririle de comisar. Mă duc să prind mafia în fapt. Hai, fuguța! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dispar, Grațielo! Ah, ce mi-a căzut! Dracu puștani, am crezut că-s doar 2 cucuie, dar sunt 25, uite, 26 și cu ăsta aici. Bă, cu bâta de baseball n-am luat-o niciodată. Da, mă, puiule, și ăla mic cu urechile alea așa, ăla e Jerry. Și ăla mare cu coada aia mare, cu... Și le-a dat pe Dulceanel. Ah, ăsta e, ăsta cu blană e, e Tom, ăla cu coala, când îl mușcă la migeria. Ce ai făi, da, dulmițe, foame? Ah, vezi să nu te atingi, că sub canapea am eu niște felii de salam. Le-am pus acolo pentru când e frigiderul XXX. Că cine știe, într-o zi să face foame și să ai ceva de rezervă. Așa am învățat acolo de afară la Dinamo. Cum adică e frigiderul XXX? Adică e mai gol decât capul tău. Aie. Mârlane, avem o problemă. Copilul s-a eliberat. Să-mi trag una. Așa de mic te-au luat, mă, la cât, pentru ce puteai să te duci? Că să scrii, nu știi, n-avei cum să faci în franț un bancare. Viol n-avea cum, că l-ați de 7 ani, de-abia 7 luni. Pentru ce intra, mă? Mârlane, adică e mai gol decât capul tău și-a făcut nevoile. Trebuie și schimbă-l, că dacă mai aprindem un bec, sărim în aer. Hai, 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 hai. A, să-l schimb? Păi de ce n-ai zis, păi, așa de la început? Hai că mă duc să-l schimb. Auzi? Cum vrei să fie? Pe maro, pe beș, ce culoare? Ochi albaștri, verzi, de care vrei? Păi, lasă-mă copilul aici, cum să-l schimb? Mă refeream să-l schimb că a făcut caca, de scutec. A făcut... Ai dreptate. Ia, schimbă tu că eu nu-s prostul tău. Ce m-ai văzut mai mic și mai lădușit și ai zis să trag pe ăsta? Schimbă-l acum. Nu-l ține cu capul jos, că-i curge pe crapă la sub braț. Eu știu că așa-l înfășa și pe Veronica când era... Noaptea n-avi ce să-l schimbe, că gardierii nu venea, la infirmerie era închis, tot pe mine cădea. Gata, șeful, acum termin. Am pus notițele astea cap la cap. Gata, lasă notițele și du-te în oraș și ia niște detergent repede. Și ce-au făcut pe ăștia, șeful? Te-au bătut până ai făcut pe tine? Nu m-a bătut nimeni și n-am făcut pe niciun mine. Mi-au aruncat niște scutece în față. Așa mi sunt minori? Nu, mă, o mamă irresponsabilă a aruncat scutecele de la etaj exact pe fața mea. Hai că eu mă duc la baia acum să ia repede detergent, că nu mai pot. Du-te, că pute rău. Cred că și ăsta trebuie dus la Teo.
Dar cine îl duce? Eu nu mă lup cu el. Auzi? Eu vreau să spun ceva, că eu am un gând așa pe care îl țin în mine de mult și mă cam macină, nu mai pot să-l țin. Ce mă, poneiul meu, armăstarul meu, ce te macină pe tine? Ia zi tu soțioarei tale să te destreseze, ia puțină, ia zi. Nu, că nu mă atragi. Eu voiam să-ți zic că stătea bine cu copilul în brațe, adică se vede că l-ai în tine. Ce mă? Spiritul matern, l-ai în tine și ziceam eu așa că dacă vrei să avem un copil împreună. Cu tu ai băut după mârlanu? Copii ne trebuie acum. Altă gură de hrănit când noi n-avem nici de o savarină. Stai mă că luăm bani dacă avem copil. Bă, tu ai rămas setat de când erai musulman? Vrei o căruță de copii? Vrei să trăiești în alocația lor? Dar ce ești tu, mă, rom? Câte naționalități ai ea? Ne facem părinți sociali. Luăm bani și noi stăm acasă. Fată, s-a liniștit. Ia uite ce frumos doarme. Să știi că o să mă gândesc. Ia, dă-mi și mie puțin. Ce, mamă, face frumos și cu minte. Ție, mamă. Bu, 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 bu. 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 Bă, miroase ceva, cred că a făcut pe el. Hasan? Bine. Da, mă, bine am înțeles, bă, am înțeles, bine, auzi, mă, iubi, mă, că și pe Matescu l-a lovit d'amblo, ce-o fi, mă, asta, o epidemie în secție? Ce epidemie, mă? Vă acuzați unul pe altul? Vreți să vă fac raport să vă desfințez secția? Hai, mă, iubi, mă, eu n-am nicio fi, dar, mă, eu sunt obligat să mă duc să verific, asta e... Ține-l pe ăsta aici, până ți-l aduc pe la înalt, să vedem ce-i spune. Iar pe ăsta de aici, ce e, mă, la mine, dormitor? Vino, mă, încoa. Am venit! Ce cauzi, mă, aici? N-ai controlat? N-am control, n-am control, n-am control, ce picioare mișto, mi le dai și mie să mă joc cu ele? Nu, că asta e culmea. Bă, chiar că e epidemie, ce ai, mă, ce ai pățit? Am plecat de acasă, că nu mă bate vecinul, copilul vecinului Ionel mă bate cu scândura de la gan. Mi-a dat în cap cu cârcea lui bunicului, numai gură, numai gură. Termină, mă, termină. Lasă vrăjala și du-te acasă, hai. Nu mă duc acasă, că nu dă, mă, mica, ce vreau să mănânc. Eu vreau ciorap cu pește. Hai, 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 să ne duc eu acasă, hai. Și mă duc acasă. Trezirea. Băi, câte picioare are. Hai, haide, haide. Ce cucoașe frumoasă ai. Da, ieși. Ce lumină. Fac o lecție. Ieși odată, haide. Hai, hai, de sus și tu că mă așteaptă copilul ăla în stradă, hai. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune: vreau să stau și eu aici. Nu mai plânge că nu vine nicio pupăză. E la primărie. Deci tu chiar vorbești serios? Vreți să vă faceți părinți sociali? Da, ce are? Luăm și noi un ban cinstit. Stăm acasă și creștem puradei. Păi, da, dar trebuie condiții de creștere a copilului, că se face o anchetă socială. E, na, și ce, tu nu lucrezi la primărie? Nu ești prietena mea? Să mă ajuți puțin? Știu și eu, chiar și eu am nevoie de bani să-i mituiesc pe aia de la departament. Măi, tu nu înțelegi că avem o copilașă, vină, eu ce mă duc. Hai, gata, gata, stai, cu minte. Ce of, Doamne. Vreau să... Doamne, iartă-mă! Lasă-mă! Dă-i dragă ție, că n-avem liniște! Nu, Doamne, iartă-mă! Tati! Ăla vrea să mă bată! Mă bate cu coșuleț, tăticule! Lasă, tăticule, că te apări, eu nu-ți face griji! Aleaua, tati! Ce dragă ăștia, au mâncat ciuperi de cap? Nu știu, îi evaluez eu un pic mai târziu, deocamdată mă duc, am pacienți și mă așteaptă. Și ce vrei, să-i tratăm noi? Nu neapărat, să aveți grijă de ei. Ăsta a dat în mintea copiilor și trebuie să vă purtați cu el ca și când ar fi un copil mic. Dar e ceva temporar, trece repede iar. Pe ăsta trimiteți-l la culcare, că e zăpăciță la culcare. Hai, pa, la revedere! Stai, măi, Teo, ce faci, mi lași mie pe cap? Tati, tati, vreau Gigi. Fac bibi. Hai. Stai.
Gata, hai. Hai. Tati, uite motopompă. Poți mă joc cu ea? Nu, tata, că-i dântit-o, las-o. Da, pimpi. Dar lasă, fată, că e bine. Vă angajați la primărie că îl îngrijiți pe Mârlan. Tu ești defectă? Cum îți imaginezi că șterg eu la fândita mai huiduma? Și asta nu e copil, doar a dat în mintea copiilor. Păi dacă ăsta s-a dilit, îi trebuie îngrijitor, că așa e la lege. Și în plus, mai aveți nevoie de avize, de chitanțe, de tot felul de anchete pe la primărie. Hai! Mai avem ce să-i dăm, parcă-i sac fără fund. Mami, mami, după ce terminăm ăștia, mai vreau, mai vreau. Trebuie să te înveți dacă vrei bani de la primărie. Da, pe ăsta consumă 3 salarii numai pe mâncare. Eu o dau dracu de meserie. Mai du-te și tu și cumpără, că eu nu mai am bani. Cumpăr eu acum. Dar când noi fi pe salariul tău, cumperi tu. Fugi că-a scăpat-o. Stai, fată, liniștită, că doar eu ghiură-i mațele. Știi ce? Eu nu mai vreau să grijesc pe nimeni. Du-l la Teo. Să aibă ea grijă și copilul, du-l la orfelinat. Deci nu mai suport. Gata, mi-ajunge. Îmi ajunge. Păi gata cu joaca, unde? Uite, domnule, el. Nu stă, mă, copilul, unde e copilul? Copilul e la ea, dar ce treabă aveți cu el? E moștenitorul bandei rivale, i-am eliminat pe toți și ăsta mic e singurul care a rămas în viață. L-a dus măsa apoi la ușă ca să fie sigur că scapă cu viață. Aoleu, domnul călăușitor, nu vreți să... că e doar un copil mic. Nu, îl dau la schimb bandei rivale și dacă se supun, scapă. Aoleu, am venit să iau copilul și nu plec viu de aici fără el. Atunci pleci mort. Nici o problemă, îți dispus să mor la datorie. Fac-o se voia ta, boss, dar știi ce ziceam eu? Mai bine mi te supui mie, unim familiile, că și așa voi sunteți praf toți. Terminați. Agreed. Adică ok pe românește. Dar pe zona mea eu iau deciziile. Bate-mi palma. Drept. Ce are asta? E bolnav, domnul, a dat în mintea copiilor. Bă, Igor, te rog și eu ceva în numele noi coaliții. Ai, bă, grijă de ăsta, că ăsta știe cam multe. Și dacă a dat și mintea copiilor, poate să scap. Să facem, boss. Uite, s-a și scăpat. Ce zice? Să facem. Și trăiască noua Uniune. Mie cine mai mi-a pupăit? A făcut cracă, mă simt? Și mă cere, mamă, cere, și mă cere. Ah, frumos sunt, doamne, frumos sunt. Nimeni nu-l intimidează pe celebrul comisar Matescu. Mă duc și prin toată mafia în flagrant. Hați, nimeni nu-i ca mine. Nimeni nu scapă de el. De celebru comisar Matescu. Da. Ce te dă cu el? Gata, mă, l-ai prins? Da, mă, l-am prins și pe mine am dat drumul. Dacă vrei, du-te și prinde-l și tu, că îl ajungi din urmă, că nu fuge tare. Și eu, adică. Auzi, mă, te-ai dilit? De ce ai dat drumul, mă? Pentru că mi-a dat un pont. Ca să știi. Șeful, ați avut dreptate. Respect. Celebrul comisar Matescu a avut dreptate. La vilă s-au întâlnit toți mafioții. V-am zis eu. Celebrul comisar Matescu se duce și arestează toată mafia la un loc. Am plecat. Unde te duce așa fără ținută? Ne ducem noi. Nu se duce nimeni să aresteze decât celebrul comisar Matescu. Stați pe loc, că altfel unde vă stau picioarele, vă stați și capul. Trec batalioane române la cap. A plecat cu șor. Ce dai, bă, ce dai? Gata, am dormit.